Salutări tuturor și bine v-am găsit la Skyrim. Ne-am întors cu episodul 6. Wow. Ciudat. Ok. Și ai luna și asta e altă planetă sau asta e luna și e altă planetă? Ok, nu mai percep nimic. Noi mergem sus. Astăzi e sâmbătă. Ah, da, și să mai spun ceva. Știți că am rămas în altă parte. În episod 5. Însă am înregistrat și partea aia când ajungem aici, dar mi-a luat vreo 10 minute. Și am spus să nu mai filmez, să o șterg, să nu mai public. Ca să nu mai vă uitați așa să pierdeți timpul degeaba, cum am ajuns până aici, mergând și mergând și mergând. Ce a fost interesant este că am bătut un troll. L-am găsit. Oricum o să mai batem unul sus aici. Bănuiesc dacă ăsta-i drumul. Și da, cam atât am făcut, nu prea multe. Și acum mergem sus. Ce am descoperit și mi se pare interesant este că dacă ți-ai apăsat alt din stânga, alergi. Uite așa. Și mi-am luat și cal pe caracter. Și tot așa poți să alergi. Dar consumă stamina. Ai verde de jos în dreapta. Însă e foarte tare. Nu știam până acum. Nu știu ce tot e cu astea două. Voi aveți vreo idee? Ok, mergem sus să învățăm a doua parte din primul shout și încă unul nou. Vom mai învăța încă un cuvânt din primul shout și un alt shout diferit. Da, e foarte tare. Nou shout ne ajută să ne propulsăm într-un fel. Când strigăm, ne ducem foarte rapid în față, ca și un teleporta. Însă avem viteză foarte mare. Cer să ajung cât mai repede posibil. Mai găsesc mulți lupi. Da, sunt călăgușit, mă scuzați. Am cam răcit. Iar. De fapt, nu iar. Era zic că e lup. Adică sunt răgușit, nu că am răcit. Sudul ăsta îl fac sâmbătă, adică astăzi o să și-l public, dar mai târziu, cred că o să fie mai pe seară. Am vrut să fac mai multe episoade astăzi, dar nu cred că o să am timp. Nu știu sigur. În orice caz, noi acum încercăm să ajungem sus, acolo. Mai avem mult. Mai avem ceva. Aici. Da, e foarte foarte tare jocul. Eu am mai jucat pe alt caracter și îmi place. Adică m-am jucat foarte mult, vreo 5 ore, 6. Și da, încă nu m-am plictisit. Și aici e trollul. Vedeți sus acolo. De unde știu că am mai ajuns odată aici. Încerc să-i dau de aici ceva. Să-l numeresc. Ah, de mine, tu unde ești?
Ok, să-mi pregătesc flames. Ah! Nu. Ok, a fost rapid. Și mulțumesc și că m-a ajutat. Așa nu reușeam. Nu știu că am vreun item care nu-mi trebuie. Normal. Așa, să văd dacă am ceva care nu-mi trebuie, să-i dau ei o armă mai bună. Dăm aici 9. Asta e singura pe care o am. Să văd dacă are, să văd ce armă are. 9, dar e mai bună mea. Deci o iau. Și weapons, să-i dau asta. R. Așa, și aruncăm chestia asta. Așa. Items. Weapons. Aici. Așa. Da, n-am omorât repede. Mie mi-a luat, mi-am consumat vreo 30 de poțiuni de viață. Deci mi-a luat mult să-l bat. Aici l-am omorât destul de repede. Mi se pare că pe caracterul ăla deja aveam calul. Și am fugit și n-am mai avut-o pe aia lângă mine. Și n-am mai putut să mă ajute. Mai avem mult. Ok, să încerc să ajung mai repede. Cred că suntem aproape. Chestia cu sprintul și sprintul normal și sprintul pe cal. Am descoperit-o din manualul de instrucțiuni. Nu știu ce m-a apucat, așa să citesc. Pe ei, dacă citesc ceva, citesc ceva legat de jocuri. Dar nu citesc o carte. Așa, și am ajuns în sfârșit. Finally. We are here. Ok. Asta e empty, deci am dat pe el. Nimic bun aici, cabbage. Cabbage. Ok, a venit și asta. Kebab. Merge în sus. High road car. Să vedem ce avem aici. Ne așteaptă prietenașul nostru. Ce faci, prietenași? So, a dragonborn appears. Dar de unde știe că nu i-am zis nimic? We will see if you truly have the gift. Normal. Show us, dragonborn. Let us taste of your voice. Imediat. Stai să-mi fac un sandwich. De ce nu-i setat? Magic shouts. Let us taste this. Dragonborn. Boosh. Welcome to High Hrothgar. Hi. I am Master Arngeir. What's up? I speak for the What's Dragon. Up? Now, tell me, Dragonborn. Why have you come here? I don't know. I'm messing your summons, Master. Eu nu vreau să-i spun master, vreau să zic doar asta până la master. Ce așa mult respect pentru el. Doar mă învață ceva. What is my destiny? Normal, normal. Ok, sunt gata. Da, așa e. But
Do you have the discipline and temperament to fight? No. Without training, you have already taken the first step. Poof! Injecting your voice into a thumb. Okay, vreau să dau într-o astea. Cu shout. Cu shout. Shout. When you shout, you speak in the language of dragons. Okay. Poof! Tare. Tugdum, tugdum. Pam, pam, pam. Ce pe aici? Wow, ăsta încă vorbea lor. Deci încă vorbea și eram pe acolo. Uite-o și pe aia. Lor. Ați văzut cum fuge? Dă-te fă! Tu stai pe cuvântul meu și îmi zici ce stau. Să fiu atent. Așa. Eu n-am făcut nimic și îmi zice că învaț ca un maestru. Ok, cred că m-am uitat la scris și am învățat deja. Mă rog. Hai. Ce urmează? What's next? Next. Ah, nu vorbei tu? Ah, asta vorbe. Next. Pim. Fotbal. Pentru cei care nu știu, aici la shout-ul ăsta trebuie să țineți apăsat Z. What? De ce a dispărut? Ok, deci trebuie să țineți apăsat Z. Fii-closa! Fos-ru! Next. Unul din trei. Next, again. What's up? What's up? Do the for fuck. Fosru! Ce treacă vrea fuck-a să-l dă una? Doing. Ok. Fii-closa! Fosru! Mom, doi dintr-una. Se duci cu shout-ul ăsta la bowling. Uite, stau un foc și nu mă ard. Next, let's go. Ah, trebuie să ieșim aici. Următorul shout. Ok. Aici se va termina episodul ăsta, după ce învățăm asta. Da, e cam scurt, știu. Dar eu zic că e mai bine, ca să pot să fac încă un episod. Open! Yay! Să vedem dacă mai pot să mai fac aia. Sau să închid de singur. Va trebui să ajungem aici, înainte să se închidă porțile astea, deci eu voi sta aici. Și apoi va trebui să folosești auto. Bro! Iag! Ciup! Boom! Așa, hai mai repede, băi, boșorogule. Boșorogule. A completely new shout. Wood. Whirlwind. Wood. Să-l învățăm. Asta e culoare diferită. Ratata.
Ra-ta-ta-ya! Lol. Manele în stil epic. Ra-ta-ta-ya! Hai, hai, hai. Manele epice. Hai, bă, hai odată. Hai, asta cu pelerini de ploi. Care? Care demonstrează ăsta? Sau ăsta? Wolfgar. Ăsta e Anger. Anger. Ăsta e Wolfgar. Hai, să te văd. Ați văzut ce funny? Foarte tare. Ok, să le echipăm. Echipăm. Shouts. Whirlwind Sprint. Open it, open it, open it, deschide. Să vedem. Ați văzut? Ați văzut? Tare, nu? Și acum să mergem și la înapoi acolo. Tot cu sprint. Mie așa-mi place să mă duc înapoi. Hai, mi-o repede încarcă-te. Ca să puteți faceți încă o dată și au trebuie să încarce chestia aia de sus să facă albă în colțul. De fapt, gri. Să zice tare. Astonishing. Quickly mastery. I thought it was... I thought it was easy for everyone. Am crezut că e ușor pentru toată lumea. Adică toată lumea poate să învețe șarpele. Știu că nu e așa, dar am dat și eu. Ca să-l fac mai prietenos, să vorbesc cu el, să-l da. Înțelegeți voi? Nu știu ce m-a apucat. Bun. Și ce trebuie să fac? Plecăm. Sky Gorge. Ok. Unde mergem? Ah, nicăieri. Acum terminăm aici episodul, ieșim de aici. Și... Hai, Rodgar. Și cam asta a fost cu episodul 6 din Skyrim. Fiecare episod nou din Skyrim va apărea pe... pe pagina mea de YouTube. Ah, come on, really? Băi, frate! Așa. Aici, fiecare nou episod din Let's Play Skyrim, pentru că asta e pe primul plan, va apărea aici, pe pagina mea. Deci, când o să apară un nou episod, vă uitați pe pagina mea. Nu mai vă chinuiți să intrați în Let's Play Skyrim episodul și apoi să dați da. Și voi uitați aici la ce e Let's Play Skyrim episodul, da. Asta a fost cu episodul 6. Da. Pe data viitoare. Și un an nou fericit, pentru că intram acum în 2012, de seară. Pe data viitoare.